În Liga a 4-a de fotbal, Sporting Suceava este la un punct distanță de promovarea în barajul pentru accederea în Liga a 3-a. Înfrângerea Forestei Moldovița la Mihoveni i-a făcut practic campion pe fotbaliștii de la Sporting Suceava, care au acum un avans de 8 puncte în fruntea clasamentului cu 3 etape înainte de finalul sezonului. În etapa cu numărul 31, jucătorii pregătiți de Ovidiu Ciobanu s-au distrat pe teren propriu cu Zimbrul Siret, învingând cu scorul de 6-0 grație golurilor semnate de Negru de 3 ori, Buziuc 2 și Crișu. O victorie categorică a obținut și CS Gura Humorului pe terenul ultimei clasate, Rarăul Câmpul Lung Moldovenesc. Gazdele au deschis scorul prin Niga, însă oaspeții au trecut rapid la cârma jocului, izbutind să marcheze de 5 ori consecutiv prin Prisacă 2, Martin Boca și Mihalovici. Un meci foarte echilibrat a fost cel dintre Minerul Iacobeni și Viitorul Liteni, formația antrenată de Relu Buligă, desprinzându-se cu ajutorul reușitei semnate de veteranul Mitruc din lovitură de la 11 metri. În ceea ce privește deznodământul partidei Bucovina-Rădăuți, Unirea Boroaia pe teren 2-1, acesta va fi cunoscut după ședința Comisiei de Disciplină de joi, oaspeții depunând la finalul meciului o contestație în care acuzau dreptul de joc al unui fotbalist rădăuțean. Iată și rezultatele complete ale rundei: Sporting Suceava, Zimbrul Siret 6-0, Rapid 2 Mihoveni, Foresta Moldovița 4-2, Bucovina-Rădăuți, Unirea Boroaia 2-1, Minerul Iacobeni, Viitorul Liteni 1-0, Flor Construct Pătrăuți, Voința Stroiești 1-0, Rarăul, CS Gura Humorului 1-5, Foresta Mălin, Doarna Vatra Dornei 4-1, Bucovina-Frătăuții Noi, Steaua Dumbrăveni 3-0, în timp ce FC Marginea a stat. În clasament, locul 1 Sporting 71 de puncte, pe locul 2 Foresta Mălin 63 de puncte, iar pe locul 3 Foresta Moldovița 62 de puncte. La primul concurs în aer liber din acest an, mai exact un Grand Prix de Junior 2 organizat la București, atleta liceului cu program sportiv din Suceava, Iuliana Chelaru, a reușit două curse foarte bune în probele de 800 și 1500 de metri, reconfirmându-și baremurile pentru participarea la campionatul mondial ce va avea loc în Franța, la Lille, la începutul lunii iulie. Sportiva pregătită de antrenorul Toader Flămând a câștigat cursa de 800 de metri cu timpul de 2 minute 12 secunde și 76 de sutimi, la 4 secunde în fața următoarei clasate. În același concurs, Iuliana Chelaru și-a doborât cu 3 secunde recordul personal în proba de 1500 de metri, pe care a câștigat-o cu timpul de 4 minute 29 de secunde și 80 de sutimi, reconfirmându-și astfel baremurile pentru mondialele de junior 2 stabilite în iarnă la competițiile de sală. Antrenorul Toader Flămând este de părere că până la campionatul mondial, Iuliana își poate îmbunătăți acești timpi la concursurile ce urmează și în același timp trebuie să-și aleagă proba la care va alerga în Franța, dar asta și în funcție de timpii și clasamentele internaționale la această categorie de vârstă. Până la mondialele din Franța, Iuliana Chelaru va mai avea de parcurs finalele campionatului național școlar, internaționalele României, dar și finalele campionatului național de juniori 2. În Grand Prix-ul de juniori 2 de la București, un alt sportiv de la LPS Suceava, Iulian Romaș, a reușit să termine pe locul 2 proba de 800 de metri și pe locul 3 pe cea de 400 de metri, în timp ce sportivul clubului CSM Suceava, Bogdan Macovei, a câștigat proba de 1500 de metri. Echipa secundă de handbal a Universității Suceava și-a respectat statutul de lider al seriei și în penultima etapă din Divizia A a învins pe teren propriu unul dintre candidatele la promovare, Universitatea Galați, scor final 33-28. Cu câțiva jucători de la prima echipă în lot, sucevenii pregătiți de antrenorul Răzvan Bernicu nu au avut probleme prea mari în a-și asigura o nouă victorie, ce a stabilit și echipa care va merge la turneul de baraj pentru promovare, respectiv Handbal Club Vaslui. După un început mai echilibrat de joc, Universitatea 2 a preluat controlul și la pauză avea un avantaj de 4 goluri, scor 19-15. În repriza secundă, oaspeții au profitat de o anumită relaxare în jocul gazdelor, dar nu au reușit să se apropie la mai mult de un gol în spatele sucevenilor. Pe final, Universitatea 2 a turat din nou motoarele și s-a impus fără probleme, scor 33-28. Deși înainte acestui meci au apărut fel de fel de speculații, cum că sucevenii ar face jocurile în lupta pentru accederea la turneul de baraj, prin această victorie, Universitatea 2 a înlăturat orice suspiciune. În meciul cu Galațiul pentru Universitatea 2 Suceava au reușit să marcheze Acatrinei 9 goluri, Dumitraș, Vele și Roșu câte 4, Petrea 3, Țigănașul, Târzioriu, Toșa și Țuțu câte 2 goluri fiecare, iar Zvanciuc a reușit un gol. Sportivii pregătiți de Răzvan Bernicu mai au o singură etapă de disputat la Politehnica Iași, însă indiferent de rezultatul acestui meci își păstrează primul loc în serie, dar conform regulamentului nu au voie să promoveze.
Echipa de fotbal Sporting Suceava a câștigat seria 1 a campionatului național de junior B și s-a calificat între primele 16 echipe din România la această categorie de vârstă. Sucevenii își cunosc deja adversarii din faza următoare a competiției și este vorba de Dinamo București, Petrolul Ploiești și Academia Gheorghe Hagi. Însă țintarul și numele orașelor care vor găzdui cele 4 turnee semifinale vor fi stabilite joi la sediul Federației Române de Fotbal. Antrenorul celor de la Sporting, Ciprian Anton, a spus că sucevenii au întreprins toate formalitățile necesare pentru a aduce unul dintre cele 4 turnee semifinale pe areni. Dacă vor primi aviz favorabil din partea FRF, atunci fotbaliștii noștri vor avea o șansă în plus să se califice mai departe, ținând cont că vor beneficia și de suportul publicului local. În ultima etapă a sezonului regulat, Sporting a încheiat nedecis pe teren propriu 0-0 cu ACS Ceahlăul 05 Piatra Neamț și a încheiat clasamentul pe locul 1 cu 95 de puncte, cu 7 mai mult decât ocupanta locului 2, Noua Generație Iași. În aceeași serie, gruparea PS Suceava a terminat întrecerea pe locul 12 cu 26 de puncte. În clasamentul final la juniori A, Sporting Suceava a terminat pe locul 8 cu 56 de puncte, în timp ce PS Suceava a încheiat întrecerea pe locul 12 cu 33 de puncte. Sportivii echipei sucevene de baseball, Royals IGB, au început competițiile oficiale din acest an cu un prim turneu al campionatului național de seniori ce s-a desfășurat timp de 3 zile în localitatea nemțeană Ghirăiești. Sucevenii au avut un început destul de modest și au pierdut la limită prima dispută în compania a echipei Giants Năsăud, scor 3-4, după un meci în care, pe tot parcursul său, aruncătorul echipei Royals a fost Bogdan Opincariu. A doua zi a turneului a fost una mult mai bună pentru suceveni, care au reușit să se impună în fața gazdelor de la LPS Roman cu scorul de 5-3, pitcherul echipei sucevene fiind de această dată Ciprian Fetcu. Cel de-al doilea meci al zilei a fost aproape perfect pentru Royals IGB Suceava, care s-a impus clar în fața celor de la Leaders, Călăraș, scor 11-0. În timpul celor 9 reprize, Royals IGB a reușit 4 home run-uri, lovituri peste limita terenului, prin Ciprian Fetcu, Bogdan Opincariu, Andrei Lucaciu și Eduard Pârvu, ultimul fiind pitcherul, adică aruncătorul și cel mai bun jucător al meciului. În ultima zi a competiției, sucevenii au întâlnit favorita acestui turneu, Atlet cu Alexandria. După 4 reprize fără greșeală pentru ambele echipe, scorul era 0-0, dar în ultima repriză, a 5-a, jocul sucevenilor s-a rupt și Alexandria a câștigat în final cu 14-0. Președintele și jucătorul clubului sportiv Royals IGB Suceava, Ciprian Fetcu, a spus că a fost un turneu foarte bun pentru echipa sa, cu excepția câtorva greșeli în primul și ultimul meci. În celelalte meciuri totul a fost perfect, fără greșeli, rezultatele confirmând acest lucru. El a dorit să-i felicite pe jucători pentru devotamentul de care au dat dovadă și nu în ultimul rând să-i dedice cele 2 victorii regretatului antrenor, dar și mentor, profesorul Ioan Gavrilă Braicu. El a dorit să-i mai mulțumească și directorului de la CSM Suceava, Valerica Gherasim, pentru bunăvoința de care a dat dovadă în punerea la dispoziția terenului de la Unirea pentru antrenamentele echipei.